Înșelătorul este farmecul și deșarta este frumusețea. Femeia care se teme de Domnul trebuie lăudată. Să se bucure de rodul mâinilor sale și la porțile cetății hărnicia ei să fie dată ca pildă. Într-o seară obișnuită, după ce toți au servit masa, cina, mama chemea copiii la rugăciune de seară. Copii, ați terminat temele pentru mâine. Haideți pentru câteva minute să citim din Biblie și să ne rugăm. Da, mama, am terminat temele și uite, am adus și Biblia care am primit-o de la școală, de la biserică. Și am terminat lecțiile, dar mă poți ajuta cu tema de la școală duminicală? Da, te ajut. Unde e Luca? Luca, te așteptăm de 10 minute. Dar pentru ce mă așteptați? În fiecare seară facem același lucru. Citim din Biblie și ne rugăm. Hai, lasă-mă în pace cu acestea. Mai bine mă distrez ca și prietenii mei. Tu îți dai seama ce binecuvântat ești să fii crescut într-o familie de credincioși? M-am săturat de atâta Biblie și biserică. Mai bine aș avea o mamă ca mama lui Nicu, care lasă să asculte ce muzică vrea și să se distreze cum vrea. Mai bine nu aș avea părinți, mă duc la culcare. Mama, hai să ne rugăm pentru Luca. Da, hai să ne rugăm. Și privesc cu drag în urmă o ce dulce-i amintirea a doi ochi ce nici când n-am să-i uit. Când eram în nesiguranță, când vorbea despre speranță, glasul ei blând nici când n-am să-i uit. Ce scump Marina, mama mea, mama mea, prin tine Dumnezeu viața mi-a dat. Ce scumpă-i mama mea, mama mea, nu-i pot uita iubirea ce plâng Marina. Acum glasul ce-mi spunea să las păcatul, povața ta mi-a dat aris pe cer. Ce scumpă-i mama mea, mama mea, nu-i pot uita iubirea ce plâng Marina. Păi mama mea, mama mea,
În acea noapte, când toți dormeau, Dumnezeu l-a cercetat pe Luca într-un vis. Dar cum am ajuns eu aici? Ce întrebare e și asta? Parcă nu știi că te-ai adus în cultă după ce au murit tăi. Hai, grăbește-te, n-ai timp de irosit. N-ai spălat bine acolo, fă încă o dată. Dar eu nu am mâncat nimica toată ziua. Hai, grăbește-te, că m-ai răspălat și bucătăria și baia. O să primești o felie de pâine după ce termin toată treaba. O, Doamne Iisuse, unde-i mama, unde-i tata, unde-i surorile mele? Și crezând parcă într-un vis, deschise ochii și, speriat, sări din pat cu tremurând. Doamne, îți mulțumesc pentru familia mea. Îți mulțumesc că mi-ai dat orice am vrut pe pământ. Doamne, îți mulțumesc pentru Luca. Te rog să te înduri de el și să fii cu el. Amin. Bună dimineața! Bună dimineața, mamă! Bună dimineața! Unde e Luca? Mama, mama, am avut un vis teribil. Poți să te rog să mă ierți. De acum încolo vreau să te ascult, să vă prețuiesc mult și să mă rog Domnului ca să nu vă pierd. Da, te iert. Haideți să facem rugăciunea de dimineață. Doamne, îți mulțumesc că m-ai binecuvântat cu o mamă și cu o familie așa de minunată. Te rog, ajută-mă să fiu ascultător de ei întotdeauna. Amin.